Modelul cheltuielilor agregate are avantajul de a ne permite nouă o imagine un pic mai detaliată a factorilor care influențează echilibrul economiei. Acesta este un mare avantaj. Alt avantaj este că este simplu. O să vedeți, logica lui nu este deloc complicată. Dezavantajul lui este că nu acoperă decât un orizont de timp scurt. Pe termen lung ne ajută modelul pe care deja îl cunoaștem, modelul cerere agregată, ofertă agregată. Bun. Hai să vedem pe ce se bazează modelul de astăzi. Avem câteva ipoteze. Prima ipoteză importantă este că pe termen scurt nivelul prețurilor este constant. Nu ne interesează modificarea prețurilor din economie într-un orizont de timp scurt. A doua ipoteză pe care o folosim este că, de fapt, producția depinde de cheltuielile agregate. Deci ceea ce se cere în economie și ne vom uita la două componente ale cheltuielilor agregate. Consumul și investițiile. Și atenție, la investiții mai facem o observație, adăugăm un termen, investiții planificate. Ca să înțelegeți ușor acest model, ne putem uita așa la o simplă reprezentare grafică. Am aici un fel de găleată în care așa poate să curgă apă. Găleata are aici însă și o parte prin care apa se scurge. Acum, în funcție de intensitatea fluxului de apă care vine de la robinet și intensitatea fluxului de apă care curge de aici, la orice moment dat o să observ în găleata mea un anumit nivel al apei. Aici pot să am o scară care măsoară nivelul apei. Ceea ce vine de aici este producția, este PIB-ul. În fiecare an, în economie, se adaugă bunuri și servicii. Performanța economică se produce. Ceea ce iese pe aici sunt cheltuielile agregate. Pentru că în fiecare an, bunurile și serviciile produse sunt folosite pentru consum, pentru investiții. Trebuie să mâncăm, trebuie să dezvoltăm activitatea economică. Dacă aici o să curgă mai mult, da? Să zicem că au crescut cheltuielile agregate, se consumă din ce în ce mai mult. Ce o să se întâmple cu nivelul apei? O să scadă. Atunci când nivelul începe să scadă, ce credeți că se întâmplă la nivelul producției? Pentru că aici sunt companiile, firmele care produc. Deci dacă se observă că cererea agregată este mare și găleata se golește de apă, ce vor face companiile? Vor produce și mai mult. Deci vedeți care este legătura dintre cerere și producție? Când vine semnalul că apa a început să scadă și cel mai simplu exemplu la care vă puteți gândi este dat de stocurile de produse finite. Stocuri de produse finite. Știți, nu tot ceea ce se produce se vinde imediat. Dacă o fabrică de frigidere, și avem o fabrică în România, produce frigidere, ele vor petrece un timp în categoria stocuri. La orice magazin de produse electrocasnice veți merge, în orice moment ei au fie la vedere, expuse, fie în spate, în depozit, un număr de frigidere. Nu sunteți de acord cu mine. Niciodată nu veți cumpăra frigiderul la ușa fabricii cum a ieșit din linia de montaj. Întotdeauna îl veți lua dintr-un stoc. Chiar este interesant uneori să găsim produse care au stat mai mult pe stoc, pentru că ele ce vor fi? Vor fi mai ieftine, da? Companiile de multe ori încearcă să scape de aceste produse pentru că au stat prea mult. Ei, gândiți-vă că aici este un stoc de produse. Deci aici avem un stoc de autoturisme, stoc de frigidere și alte bunuri produse în economia noastră. Când cheltuielile agregate cresc, stocul o să se reducă și atunci companiile vor spune, opa, e timpul să producem mai mult. Dacă însă cheltuielile agregate se reduc, da, oamenii încep să cumpere mai puțin.
și pe latura consumului, și pe latura investițiilor, se consumă mai puțin, așa? Ce o să fac aici, în nivelul stocurilor? O să crească și atunci companiile ce vor spune? E timpul să produc mai puțin. Pentru că și magazinul, dacă observă că depozitul din spate se umple de frigidere și nu se vând și nu se vând, o să dea telefon la fabrică și o să zică, îmi pare rău, eu nu mai comand nimic. Pentru că nu am vândut stocul pe care deja îl am acolo. Gândiți-vă acum pentru companii, pentru că ele au stocuri, să spunem, la distribuitor, la magazin, dar ei au și stocurile proprii. În momentul în care ei nu mai pot să vândă, crește cantitatea de bunuri finite, produse, aflate pe stoc. Ce înseamnă pentru companie acest lucru? Este o situație favorabilă sau nefavorabilă? Este nefavorabilă. De ce? Pentru că stocul reprezintă bani blocați. Compania vrea să-și ruleze banii. Vrea ca banii să circule. Deci eu vreau să produc frigidere, să le dau, să iau banii, să fac alte frigidere. Dacă eu am luat bani, am făcut frigidere și le stau pe stoc, înseamnă că banii mei sunt blocați. Stocurile acestea, atenție, sunt considerate investiții. Când am vorbit noi despre investiții, spuneam formarea de capital și variația stocurilor. Este o investiție pentru companie. Ea a cheltuit bani mulți ca să producă stocul respectiv. Dar este o investiție, să-i spunem așa, toxică. Pentru că ea îți consumă energia, îți consumă banii. Nu este o investiție ca atunci când iau un nou aparat, un nou utilaj care mă face mai productiv. Pur și simplu îmi blochez banii în ceva. Îi am acolo îngropați, dacă vreți. De-abia aștept să scap de ei. Eu dacă o să am foarte multe stocuri, fabrica de frigidere are acum, știu, un parc plin de frigidere, ei s-ar putea să nu mai aibă bani să plătească salariile. S-ar putea să nu mai aibă bani să comande materii prime, pentru că banii sunt blocați în stocuri. Și de-abia așteaptă să vadă că economia își revine, că aici o să se vândă mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, și atunci o să poată să crească și ei producția. Ok. Bun. Hai să luăm acum și partea consumului. Studiem consumul, pentru că am spus cheltuielile agregate, ceea ce curge de aici, depinde în primul rând de consum și de investițiile planificate. Aceștia ar fi principalii factori. Dacă veți deschide diferite manuale de macroeconomie, o să vedeți și abordări în care funcția cheltuielilor agregate este extinsă. Se adaugă și consumul guvernamental, se adaugă și exportul net. Nu este nicio problemă. Este doar o viziune un pic mai largă. Noi încercăm însă să facem un compromis, să extragem esențialul ca să vă pot explica mai bine lucrurile. Pot adăuga și mai multe lucruri dacă se justifică. Dacă nu, rămânem așa. Primul factor de care depinde consumul este venitul disponibil. Mai avem și alți factori, de exemplu efectul de avere sau wealth. Asta înseamnă percepția subiectivă a menajului, a gospodăriei, privind averea de care dispune. Averea o definim ca diferență între ceea ce ai, partea activă a patrimoniului tău, ați făcut un pic de contabilitate, da, știți ce este activul, și datoriile pe care le am. Diferența dintre așa numitul activ net. Deci dacă scad din ceea ce am, ai amintiri plăcute de la contabilitate? Da, ok. Deci dacă scad din ceea ce dețin datoriile mele, rămâne averea netă pe care am. Averea netă este influențată, de exemplu, de prețurile activelor. Prețuri care sunt stabilite pe o piață. Dacă pe piața imobiliară prețurile încep să crească, da, dintr-o dată mă simt mai bine. Deși poate eu am un apartament cumpărat pe credit, cu ipotecă. Da, apartamentul costa 50.000 de euro și am luat o ipotecă de 40.000 de euro. Am dat 10.000 de euro avansul meu. Acum să presupunem că apartamentul costă 100.000 de euro pe piața liberă. Pe piața liberă. Vă dați seama că averea mea netă e mai mare pentru că eu am datorie 40.000 de euro și am un apartament de 100.000. Ce va face consumul? Tinde să crească. Din cauza optimismului mă simt foarte puternic. Trebuie să-mi schimb frigiderul, televizorul, etc. Poftim? Hai să nu punem în aceeași categorie. Pe rog.
Ok. Ne întoarcem acum la situația în care prețurile scad pe piața imobiliară și apartamentul pe care eu am dat 50.000 de euro valorează doar 30.000. Este o situație mult mai des întâlnită în prezent în România. Și vă dați seama cum te gândești, eu trebuie să plătesc un credit de 40.000 de euro pentru o casă care mai valorează doar 30.000 de euro. Și pentru voi, temă de cercetare individuală, vedeți scandalul legat de legea dării în plată, așa numită legea dării în plată, este o inițiativă legislativă care ar permite debitorilor să cedeze activul imobiliar și în acest schimb să obțină reducerea la zero a debitului. Deci dacă eu am o datorie de 40.000 de euro, casa valorează doar 30.000, eu să-i dau băncii casa de 30.000 și să-i spun la revedere. Fără această lege, în prezent, lucrurile nu stau așa. Eu îi dau, renunț la credit, deci nu mai îmi plătesc ratele, banca vine, execută garanția, deci vinde imobilul, încasează 30.000 și eu rămân dator pentru restul de 10.000. Da, mi urmărește veniturile, celelalte active, pentru restul de 10.000. Acum, dacă este corect sau nu să se întâmple așa, de să pot da activul înapoi sau nu, este o temă de dezbatere foarte aprinsă. Eu nu vreau să vă spun nici că e bine, nici că e rău. Rămâne să vă faceți voi propria opinie, studiind ceea ce spun alții mai specialiști în domeniu. Oricum, dacă aveți credite în familie, e ușor să anticipez ce opinie veți avea. Dacă lucrați pe la bănci, tot așa, cineva din familie, din nou, e destul de simplu să-mi dau seama ce opinie veți avea. Dar dacă nu sunteți niciuna dintre situații, aveți șansa de a vă forma o opinie obiectivă, că nu aveți interese personale, nu sunteți în conflict de interes. Bun, acesta este efectul de avere. Venitul anticipat e ușor de înțeles. Percepția noastră asupra viitorului se formează în funcție de situația de la locul meu de muncă, în funcție de discuția care o am cu vecinul, care îmi spune, mă, merge treaba, bine, sau vecinul îmi spune, tocmai am devenit șomer. Atunci, da. Nici eu nu pot să fiu foarte optimist dacă văd că vecinul a devenit șomer. Mai mă sună și alt prieten, și eu o să devin șomer și... E greu atât. Și ultimul factor pe care îl avem acolo, rata dobânzii. Vă imaginați despre ce e vorba. În situația în care vreau să achiziționez bunuri și servicii pe credit, mai ales bunuri de folosință îndelugată, frigider, televizor, autoturism, dacă am un credit mai scump, o să mă gândesc de mai multe ori înainte să fac această achiziție. Dacă rata dobânzii este mai mică, s-ar putea să fiu mai generos cu mine. Cel mai important factor în modelarea consumului, însă, este venitul disponibil. Banii de care dispun acum fac cea mai mare diferență în decizia mea de a achiziționa un bun sau un serviciu și a nu achiziționa acel bun sau serviciu. Investițiile planificate sunt foarte importante în acest model. Sunt la baza modelului cheltuielilor agregate. Există o diferență între investițiile planificate și investițiile actuale, investițiile care se întâmplă efectiv. Diferența este dată de variația neprevăzută a stocurilor. De exemplu, compania care face frigidere în România. Nu o să-i dau numele, dar o știți. Ei își planifică pentru fiecare an niște investiții. Investițiile vor presupune achiziții, de exemplu, de mijloace de producție, trebuie să modernizeze, să spunem, secția de vopsitorie. Toate frigiderele se vopsesc. Poți să le vopsești cu o tehnologie mai veche, care presupune costuri mai mari și rezultate mai puțin bune. Poți să ai multe rebooturi, adică sare vopseaua de pe frigidere și atunci trebuie să le vopsești din nou cu costuri mari. Și atunci te gândești, ia să investesc într-o linie modernă de vopsitorie. Aceasta este o investiție. Compania însă trebuie să investească și într-un stoc de produse finite. Ei trebuie să aibă bani pentru a susține acest stoc. Pentru că altfel nu poți să faci afaceri. Un mare distribuitor, cum ar fi, nu știu, Cora, Carrefour sau Flanco, nu o să comande, știu eu, în fiecare zi trimite în câte 10 frigidere, așa cum le produci tu.
Da, tu faci câte 10 frigidere, te rog să mi le trimiți în fiecare zi cu o mașină mică. Nu, ei vor spune, la data de 1 aprilie, te rog, îmi trimiți 150 de frigidere. Deci tu trebuie să le ai deja gata, să le ai pe stoc, ca să plece către depozitele distribuitorului, pentru ca apoi el să poată lansa, nu știu, campania de marketing, să le vândă mai departe. Deci firma care produce va trebui să știe de la început cât dorește să aibă ca dimensiunea stocului. Și să-și planifice și banii pentru finanțarea acestui stoc, pentru că stocul înseamnă bani blocați. Te costă stocul respectiv. Este un produs finit care a înghițit foarte multe resurse. Bun, aceasta este investiția planificată. Dacă lucrurile merg exact cum am planificat noi, nu se schimbă nimic. Investiția actuală, ceea ce s-a realizat la sfârșitul unui an, va fi exact egal cu investiția mea planificată. Dacă însă lucrurile nu merg cum am planificat eu, și să spunem că merg rău, oamenii sunt cuprinși de pesimism, efectul de avere, ați văzut voi, prețurile scad pentru active imobiliare, nu mai cumpăr atâtea frigidere. Ce se va întâmpla cu stocul de produse finite? O să... Zi. Păi am spus că se reduce cantitatea vândută. Deci aici... O să iasă mai puține frigidere din găleată. Ce o să facă stocul? O să crească. Da? Deci compania mea care produce frigidere, ei își planificaseră un buget de investiții pentru secția de vopsitorie și pentru stocul de produse. O să observe că acum stocul devine din ce în ce mai mare. Investiția actuală va fi cum față de cea planificată? Mai mică sau mai mare? Păi dacă am un stoc mai mare și secția de vopsitorie și eu îmi planificasem un stoc mai mic și secția de vopsitorie, investiția totală va fi mai mare. Da? Deci stocurile se consideră investiție. Pentru că eu nu prea vând frigidere, dar le produc, înseamnă că îmi blochez bani în stoc. Stocul devine mai mare, investiția actuală devine mai mare și atunci ce va face producția mea viitoare? Ce trebuie să fac obligatoriu? Să scadă. Deci, și atunci, anticipările privind profitabilitatea, ce vor face? O să fiu din ce în ce mai optimist în acest scenariu? Mai pesimist. Deci dacă observ că îmi crește stocul de produse finite, deja încep să mă gândesc, afacerile nu merg bine. Pot să mai angajez oameni noi? Pot să angajez tineri? Fără experiență, așa, să le dau locuri de muncă? Nu, o să zic că îmi pare rău. Îmi păstrez doar angajații de bază, ceilalți ne despărțim pentru o durată limitată sau pentru o durată mai mare de timp. Alt factor important, rata dobânzii legată de investiții. De ce e rata dobânzii importantă? Așa, foarte bine. Investițiile sunt costisitoare. Costă mulți bani. Care sunt sursele de bani pentru investiții? Cum își finanțează o afacere investiție? O variantă ar fi să luăm credit. Altă variantă. Fonduri europene, da, ok. Asta ar fi un fel de ajutor de stat. Excelent. Altceva. Profitul reinvestit, corect, din profiturile anterioare poți să-mi finanțezi investițiile și, altă sursă? Bani de la proprietar, corect. Deci o companie își poate finanța investițiile prin aceste metode. Ori acționarii vin cu mai mulți bani sau pot să atrag noi acționari. Găsesc un investitor, noi parteneri. Deci am o fabrică de covrigei care nu prea are suficienți bani pentru investiții și găsesc o persoană bogată și spun... Hai să facem noi acum afacerea 50-50, până acum era doar a mea. Acum intri și tu ca acționar, dar vii la masă cu 3 milioane. Din banii tăi luăm o linie de ambalare a produselor și mergem mai departe. Facem afaceri super. Asta înseamnă că am câștigat bani de la proprietari. Altă variantă este să am profituri, dacă afacerea mea merge excelent, în fiecare an obțin bani,
banii respectivi nu îi distribui ca dividende, îi opresc pentru investiții. Altă variantă este să iau un credit de la bancă dacă dispun de ce? De garanții suficiente, pentru că banca este un împrumutător foarte prudent, nu va acorda credite pentru afaceri noi, nu va acorda credite pentru afaceri care nu au o bază materială foarte solidă. De exemplu, dacă voi vă închiriați un birou într-o clădire și aveți un laptop și faceți site-uri, da? Deci cu un birou închiriat și un laptop, vai de capul lui. Vă duceți la bancă și spuneți, vreau și eu un credit să mă extind. Banca va spune, păi da, dar tu nu prea ai cu ce să garantezi. Dacă lucrurile merg rău, eu ce să-ți iau? Laptopul și birou închiriat? Dacă însă aveți o afacere bazată pe o clădire în proprietate, aveți utilaje, mașini, etc. și vă duceți și spuneți, da, aș dori și eu un credit și le arătați, de exemplu, că aveți creanțe asupra clienților, ați emis facturi, ați livrat marfă, dar încă nu v-au plătit clienții și atunci spuneți, pe termen scurt am o problemă cu numerarul, n-am suficienți bani în casă să fac plățile. Banca va spune, nicio problemă, pentru că, uite, afacerea ta pare foarte solid. Deci în cazul în care am aceste avantaje, pot să iau un credit și foarte acum la modă sunt finanțările prin fonduri europene, un fel de ajutor al autorităților mai mari. Ok. Dar, atenție, și profitul reinvestit, și banii de la acționari, și creditul pe care îl iau, acestea fiind principalele trei surse, au o problemă cu rata dobânzii. Sunt legate de rata dobânzii, aceste surse. Pentru că acționarul, investitorul, chiar dacă vine cu banii lui, economisirea lui, el întotdeauna o să compare ce? Rentabilitatea investiției în afacerea mea cu rata dobânzii de pe piață. Dacă rata dobânzii este mare pe piață, o să decide el să investească în afacerea mea? Ce ziceți? Nu, o să spună, afacerea este riscantă, dobânda de la bancă este mult mai sigură. De ce să-mi risc eu banii să facem biscuiți când pot foarte bine să câștig o dobândă bună la bancă? Dacă însă la bancă dobânda este mică, el va spune, păi acolo nu câștig nimic, hai să încercăm ceva, hai să facem afacerea asta, să vedem. La fel se întâmplă și cu profiturile reinvestite. Dacă dobânzile sunt mari pe piață, da? Eu s-ar putea să decid ca banii mei să-i pun într-o rezervă și să-i pun într-un depozit bancar, decât să investesc neapărat. Vedeți, dobânda este un cost de oportunitate al utilizării banilor. Dacă de câte ori mă gândesc să investesc, am alternativa depozitului bancar. Și la credit este evidentă relația cu rata dobânzii. Cu cât rata dobânzii este mai mare, cu atât creditul va fi încurajat sau descurajat. Descurajat. Nu o să pot să mă calific pentru un credit pentru că investiția mea trebuie să genereze suficiente venituri ca să plătesc acel credit înapoi. Bun. Funcția investițiilor în funcție de rata dobânzilor, rata dobânzii arată așa. Dacă aici am rata dobânzii, să scriem așa, rata dobânzii, investițiile sunt descrescătoare față de rata dobânzii. Bun. Modelul nostru, modelul cheltuielilor agregate, are în centrul lui relația PIB egal cheltuieli agregate. Deci principala forță care determină dimensiunea PIB-ului este mărimea cheltuielilor agregate. Cu cât se cheltuiește mai mult în economie, cu atât și producția va fi mai mare, conform desenului pe care vi l-am arătat aici. Deci când începe să ceară foarte multe bunuri și servicii, economia va răspunde cu o creștere a fluxului de producție. Am aici un grafic care ne ajută să înțelegem trebuie neapărat să-l desenați. Graficul de aici este doar de ajutor. Despre ce e vorba? În loc de PIB, luăm un produs. Aici scrie Pepsi. Da? Putem să luăm și altceva dacă nu vă place Pepsi. Trebuie să fie un produs realizat prin prelucrarea unor materii prime. Da? Deci nu poți să am mere, pere sau
grâu trebuie să fie un produs de realizat pe un flux de prelucrare a materiilor prime. De exemplu, Pepsi sau putem să luăm și altceva. Dar ce interesant este că aici avem producție și aici avem consum, vânzări. Consum. Și se poate întâmpla, de exemplu, să am un punct la care consumul e mai mare decât producția, vedeți? Sau pot să am un punct la care consumul este mai mic decât producția. Graficul nu ne face decât să vedem o perspectivă mai frumoasă a desenului meu cu găleata. De exemplu, dacă sunt aici sus, înseamnă că... Ce face găleata mea? Pierde multă apă? Sunt cheltuieli mari sau mici? Sunt mari. Cheltuielile sunt mari aici, da? Stocurile ce vor face aici? Stocurile se reduc când suntem aici. Și atunci firmele sunt stimulate să producă mai mult. Dacă suntem aici, stocurile cresc și firmele sunt stimulate să producă mai puțin. Corect. Foarte bine. Păi ați înțeles deja tot ce trebuia. Și atunci putem să reformulăm acest grafic și să spunem aici, în loc de Pepsi, PIB-ul real, producția, PIB real, și aici putem să punem cheltuielile agregate, tot ceea ce se cere în economie. Putem să începem mai întâi cu consumul. Atenție, chiar dacă explicațiile pe care le-am dat la consum erau legate de venitul disponibil și nu de PIB. Ca o paranteză, PIB-ul este văzut și ca venit. Deci valoarea veniturilor în economie este egală cu cheltuielile, este egală cu PIB. Poate nu știați acest lucru. Deci venitul total este considerat PIB. La funcția de consum însă eu v-am explicat lucrurile legându-ne de venitul disponibil. Da? Și atunci, ca să pot pune aici consumul și să nu trec venit disponibil, să trec venitul PIB-ul, mai introduc o ipoteză. Ipoteza este următoarea. Taxele nete le considerăm constante. Dacă T este constant... T e constant, taxe nete constante, nu se schimbe. E o ipoteză nu foarte apropiată de realitate, dar acceptabilă. Atunci relația dintre venit și venitul disponibil și consum se poate transfera ca o relație dintre consum și PIB-ul întreg. Pentru că înclinația marginală spre consum va fi aceeași. Dacă T este constant, am aceeași inclinație marginală spre consum. Bun. Și atunci pot să desenez întâi ușor așa. Asta este consumul. Lui adaug investițiile, deci plus investiții, și voi avea o funcție a cheltuielilor agregate care arată cam așa. Funcția cheltuielilor agregate. Astea sunt cheltuielile agregate. Cheltuielile agregate. Suntem într-o lume simplificată, unde n-am pus G-ul și n-am pus exportul net. Putem să le adăugăm și pe ele, nu e nicio problemă. Dar dacă la examen îmi explicați cu consum și investiții, deja sunt mulțumit. Dacă mi-ai explicat și cu G și cu exportul net, sunt și mai mulțumit. Da. Nu trebuie neapărat să fiu și mai mulțumit. Okay. Așa, hai să ne uităm la graficul de aici. Ați înțeles funcția cheltuielilor agregate. Dacă noi ne aflăm la punctul acesta aici, să-i spunem, are o denumire? N-are denumire. Hai să spunem A. La punctul A. Ce fac stocurile? Ce face apa din găleată? Poftim? Scade. De ce? Pentru că cheltuielile agregate cum sunt față de PIB? Mai mari. Cheltuielile agregate sunt mai mari decât PIB-ul, da? Economia cere mai mult decât se produce și atunci, vedeți, există o tendință de creștere a producției. Economia va tinde să se mute către dreapta, să producă mai mult. Dacă noi suntem însă la punctul de aici, să spunem B, cum sunt aici cheltuielile agregate? Mai mici decât PIB-ul și atunci există o forță care
va deplasa economia către stânga, va face ca producția să fie mai mică. Deci aici sus stocurile încep să crească, cheltuielile agregate sunt mai mici decât producția, aici stocurile se reduc pentru că am cheltuielile agregate mai mari decât producția. A înțeles toată lumea? Deci când funcția cheltuielilor agregate este deasupra liniei de 45 de grade, înseamnă că se consumă mai mult, se reduc stocurile. Și atunci există un stimulent pentru creșterea producției. Când suntem aici la dreapta față de punctul acesta, înseamnă că se produce mai puțin și stocurile o să înceapă să crească. Economia tinde către echilibru, exact către acest punct. Asta este punctul de echilibru, producția la echilibru, pentru care se respectă condiția deja afirmată. La echilibru, Y egal cu cheltuielile agregate. Atenție să nu confundați cu cererea agregată. Am cheltuielile agregate, nu cererea agregată. Care este marea diferență dintre ele? La cererea agregată modelam consum, investiții, consum guvernamental, exportul net, în funcție de preț. Aici nu mai am raportarea la preț, am raportarea la venit. Deci nu mă, pentru că prețurile am presupus că sunt constant de la început. Ce se poate întâmpla acum în economie? Deci cum, la ce ne ajută acest model foarte mult? Dacă dorim o creștere a PIB-ului, de exemplu, ar trebui stimulat consumul sau stimulate investițiile. Stimulând consumul sau investițiile, voi avea o creștere a cheltuielilor agregate. Și acum se întâmplă un lucru foarte interesant dacă vom crește cheltuielile agregate. Hai să aici. Un lucru foarte, foarte interesant. Desenez din nou graficul de sus. Aici avem PIB-ul, aici avem cheltuielile agregate, linia de 45 de grade, funcția cheltuielilor agregate este cea de aici. PIB-ul este la echilibru exact în acest punct. Y echilibru. Okay. Și acum se realizează un program de stimulare al investițiilor, de exemplu cu fonduri europene. Foarte bună idee. Compania noastră care producea frigidere primește 100 de milioane de lei ca să investească într-o linie de frigidere inteligente. Știți că acum există frigidere care se conectează la internet și, de exemplu, îmi oferă rețete sau pot să facă inventarul bunurilor dinăuntru și să-mi trimită prin telefonul mobil o listă de cumpărături. Frigiderul știe ce produse au început să se termine. Când sunt la magazin, îmi trimite deja lista. Nu e ceva nemai văzut, să știți. Bun, și acum fabrica mea de frigidere, vedeți, poate să-și crească investițiile planificate cu exact 100 de milioane. Asta se spune că este 100. O să am o deplasare în sus a cheltuielilor agregate. Ce se observă însă? Bucata asta de aici, cum este față de cea de aici? Unde e mai mult? Jos. Deci nou PIB la echilibru, Y0, Y1, va crește cu mai mult de 100 de milioane. S-ar putea ca aici să am 150 de milioane. Deci creșterea cu 100 a investițiilor planificate duce la o creștere a PIB-ului cu 150. Acest efect se numește efect de multiplicare. Multiplicarea investițiilor. Deci investițiile generează consecințe mai ample decât valoarea cu care ele au crescut sau multiplicat.